Hai, salut! Ce faci? Ce? Cauți un telefon? Ok. Vrei performanță? Ia de aici performanță. Ce anume? Vrei și baterie? Uite, poftim de aici baterie să-ți ajungă. Ai zis că vrei internet rapid 5G? Ia, tati, de aici internet. Ia, bagă mare la download. A, păi dacă vrei un telefon care să le facă pe toate, atunci hai să-ți fac cunoștință cu Huawei Mate 40 Pro. Mate 40 Pro s-a întors la noi după review pentru că încă nu ne-am plictisit să ne jucăm cu el. Iar astăzi o să îți arăt de ce Huawei Mate 40 Pro este cel mai cel în materie de putere, de viteză, de megabits pe secundă și de amperi pe oră. Huawei Mate 40 Pro e bazat pe noul procesor Kirin 9000, procesor care îl face cu adevărat unic în peisajul smartphone-urilor. Și nu îl face doar unic, ci și cel mai puternic telefon cu Android de pe piață. Hai să dăm niște cifre pentru cei obsedați de specificații. Avem așa, arhitectură pe 5 nanometri, adică eficiență energetică foarte mare, 8 nuclee de 3,13, 2,5 și 2,05 GHz, adică performanțe mari când e nevoie, consum redus când nu faci mare lucru, și mai avem un procesor grafic cu 24 de nuclee, singurul disponibil pe un smartphone la momentul actual. Mai vrei cifre? Mai ia cifre! Ai 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare, ambele fiind memorii de mare viteză. Un test benchmark cu 3DMark ne arată 10.877 de puncte în testul Slingshot, mai mult decât orice telefon testat vreodată. Ești impresionat? Că eu sunt. Ok, acum hai să traducem tot ce am zis mai devreme, pentru că nu toată lumea își cumpără telefoane ca să memoreze gigahertz sau puncte în testele benchmark. Să vedem ce poți face cu Huawei Mate 40 Pro. Răspunsul simplu e de toate. Răspunsul complex, dar ușor de înțeles, e cam așa. Browsing și socializare fără întreruperi, multitasking și productivitate la extrem, gaming serios fără limite de cadre pe secundă. Nu mă crezi? Hai să-ți arăt! Telefonul zburdă prin meniuri mai ceva ca petrecăreții la festivaluri înainte să înceapă pandemia. Mișcările astea rapide se datorează și ecranului cu rată de RAM prospătare de 90 de Hz, care face orice gest mult mai fluid. Apoi poți face asta pentru a avea 3 aplicații deschise în paralel pe ecran, pentru zilele când munca nu se mai termină. E, și când se termină munca, alegi orice joc vrei tu și te minunezi de cât de fluidă e toată acțiunea. Ok, m-ai prins. Sunt varză la gaming pe mobil, dar măcar pe Huawei Mate 40 Pro sunt varză la cele mai bune performanțe. Și bateria ține? Ține mult și bine și atunci când nu mai ține, se încarcă foarte rapid. Huawei Mate 40 Pro vine cu o baterie de 4400 mAh și dacă nu ești ca mine, telefonul ține cam 2 zile. Iar dacă ești ca mine, adică disperat și toată ziua cu ochii în telefon, îl folosești fără probleme de dimineață până seara. În cutie ai un încărcător de 66 W care oferă cea mai rapidă încărcare de pe piață. Treci de la 0 la 100% în cam 40 de minute, iar 15 minute în priză îți oferă cam 50% din baterie. Deci nu mai stai cu telefonul conectat peste noapte sau cu emoții că pleci cu el descărcat din casă când se ivește o situație care te scoate rapid pe ușă. Cât îți faci cafeaua, sfântul sandwich și dușul, Mate 40 Pro își face plinul. A, și era să uit, îl pui pe un încărcător wireless de mare viteză și ai încărcare rapidă la 50 de W. Și evident că încărcarea wireless merge și invers, adică îți pui căștile, ceasul, alt telefon pe el și se încarcă. E timpul pentru un nou test de viteză, de data asta viteză de download. Este timpul să vedem cum stă Huawei Mate 40 Pro la conectivitate. Huawei se pricepe la rețelistică dinainte să se priceapă la telefoane și de asta pe Mate 40 Pro vei găsi probabil cel mai rapid chipset 5G și cel mai rapid Wi-Fi. Ai Wi-Fi 6 Plus cu viteze de până la 2,4 gigabits pe secundă. Doar să te țină routerul atât, că pe mine nu mă ține. Și ai cel mai rapid 5G pe care l-am văzut până acum pe un telefon. Am prins viteze de aproape 300 de megabits pe secundă, adică circa 37 megabytes pe secundă. Asta înseamnă că un fișier de 2 GB se descarcă în mai puțin de un minut. Un clip video comic trimis de prietenii tăi prin WhatsApp îl aștepți doar câteva secunde.
Vrei să știi cât ți-ar lua să descarci toată Wikipedia pe telefon, adică aproape 20 de GB de date? Circa 8,7 minute. Și vitezele vor crește și mai mult pe măsură ce operatorii își vor dezvolta mai mult rețelele 5G. Mate 40 Pro a înregistrat viteze de download de peste 3 gigabits pe secundă într-un test efectuat pe o rețea din China. La vitezele astea, nici să clipești, nu ai timp până se descarcă orice fișier. Bun, deci te-ai convins? Huawei Mate 40 Pro este cel mai rapid, la tot ce se poate fi rapid. Și este și cel mai bun la poze. Dar asta este o discuție pentru un alt clip.